O înfrângere nu ne cade bine, pentru că știu, dacă am făcut un joc prost, atunci am fi îngrijorați. Nu că n-am fi datorită locului în clasament, însă cred eu că a fost o primă repriză atipică, o repriză bună a noastră și totuși adversarul avea 2-0. De multe ori fotbalul te pedepsește, dar apar greșeli grave, greșeli care n-ar trebui să existe, pentru că astea n-ai cum să le antrenezi. Sunt niște decizii pe care un fotbalist trebuie să le ia și noi nu antrenăm decizia. Dar când intri cu 2-0 la pauză, pe un fond de joc bun, apare frustrarea și într-un moment al nostru care chiar nu trebuia să întâmple lucrul ăsta, pentru că trecem într-o perioadă destul de grea. A doua repriză, chiar dacă am avut superioritate, pe undeva la 2-0, era normal ca Petrolul să închidă bine culoarele. Ne-am și încăpățânat să aruncăm mingile încă din zona centrală în careu, când de fapt trebuia să încerci să scoți oamenii din joc, să venim cu centrări din zona laterală. Am pus o presiune, am avut poate ceva situații, dar este un 2-0 și felicit pe Petrolul, pentru că știu că a fost dureroasă acea înfrângere din meciul turc, când și noi am câștigat minutul 95, de data asta au câștigat ei. Poate, repet, poate datorită primei reprize, asta consider eu, poate sunt subiectiv, cred că a fost o repriză bună a noastră, am încercat să jucăm fotbal, să ducem mingea de aproape în aproape, să avem progresie. Nu pot să spun că am avut foarte multe ocazii, dar situațiile destul de bune, am arătat cu o echipă care încearcă să joace, însă am fost taxați și cam așa s-a scris această partidă. După plecarea lui Nae, ai simțit un moment că va fi meciul puțin mai ușor? Nu. Asta le-am spus și băieților, că a fost un accident acel 5-0 și nicio echipă. Este greu să pierzi două meciuri consecutiv de maniera în care a pierdut-o el la Botoșani. Poate a fost și o problemă legată de atitudine. La fel, nu există să ai și al doilea meci cu atitudine de lăsătoare, mai ales când joci în fața publicului propriilor suporteri. Nu, sub nicio formă, s-a schimbat antrenorul, se creează un șoc la echipă, sunt jucători care au jucat mai puțin, își doresc să arate, ceilalți care au jucat poate mai mult, la fel, nu știu dacă vor mai fi titulari și atunci, nu, ne așteptam la un meci greu, însă chiar am crezut că putem scoate mai mult. Marius, sunteți cumva o echipă care taxează greșeala adversarului și joacă mai mult pe contraatac, astăzi a fost din cauza scorului. Am construit de la 0-0 noi. Am construit și până la primul gol primit, de maniera în care l-am primit. Asta spun. Da, au fost meciuri în care, datorită calității adversarului, datorită presiunii la care am fost supuși, ne-am retras și a trebuit să jucăm contraatac. Însă, astăzi, chiar n-am jucat contraatac. Adică, nu, astăzi a fost cu totul și cu totul altceva. Într-adevăr, în alte meciuri am jucat și contraatac. Este normal. Este o fază care face parte din fotbal. Da. Ați avut vreun meci mai slab decât ăsta până acum? Eu nu-l consider slab. Eu prima repriză, v-am spus, este una din reprizele noastre bune din punct de vedere al jocului. Dar, repet, de asta pentru mine este... Nu prea găsesc explicații, pentru că pe un fond de joc bun, de a încerca să joci fotbal, scorul era 2-0 pentru adversar. Pe urma a doua repriză, normal că s-a jucat la 2-0 chiar dacă ai superioritate. Este foarte greu să desfaci o apărare pusă pe două linii. Însă, eu repet, prima repriză eu nu o consider slab. Poate sunt subiectiv. Asta cu echipa Paraschiv. Ne așteptam din partea lui la mai multe lucruri. Păi toată lumea se așteaptă. Dacă Paraschiv avea 3 goluri, nu mai se aștepta nimeni. Normal că a făcut pasul și spre echipa națională, este în atenția selecționerului, are 10 goluri, a avut un parcurs foarte bun. Acum, normal că lumea vede sau se uită la atacanții și ar dori să marcheze meci de meci. Și el își dorește, pentru că atacanții trăiesc în goluri, nu disperă, da, își face treaba, joacă pentru echipă, dar, într-adevăr, trecem cu toții într-o perioadă grea, nu numai Paraschiv. Marius, am o întrebare. Atât Nae cât și Florin au fost, cam să zicem, cam de aceeași școală, da? Deci au avut oarecum mentor de același antrenor, da? Au fost secundul Răzvan Lucescu. Deci, mari schimbări nu se puteau face în câteva zile. În pregătirea meciului pe care ai făcut-o, ai intuit formula asta de echipă? Nu, ne așteptam să joace cu trei fundași centrali.
pentru că Petrolul a jucat cu trei fundași centrali, într-adevăr, da, au schimbat la Botoșani și după ce pierzi cu 5-0, cred că tu ca antrenor nou nu vrei să schimbi prea multe, mai ales, adică chiar dacă poate în filozofia, nu știu, că nu am vorbit cu Florin, poate el vrea să joace de obicei 4-2-3-1, însă nu putea, trebuia să vină cu ceva și ne așteptam, nu ne așteptam să joace Pașov acolo, poate să joace Achim, dar ne așteptam să joace undeva tot cu trei fundași centrali. Acum că au jucat 3-5-2 sau că joacă 3-4-3, dar ne așteptam să joace cu trei apărători. Mulțumesc. Okay. Seara bună.